Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un tutorial super simplu, mai exact vom realiza împreună această bentiță cu fundiță, model pe care eu l-am realizat în diferite culori pentru finuța mea Sofia. Am decis să fac acest tutorial pentru a veni în ajutor persoanelor care sunt la început de drum și care nu au foarte multe cunoștințe între ale croșetatului. În cazul în care vă place ideea și o veți realiza, nu uitați că puteți să-mi trimiteți fotografiile voastre atât pe pagina mea de Facebook, cât și în grupul meu de Facebook, Irene's Handmade Group. Acestea fiind spuse, vă las cu tutorialul și noi ne auzim la final. Pentru tutorialul nostru de astăzi vom folosi un fir de acril. Eu astăzi voi folosi pentru bază o culoare albă și o croșetă de 3,5. Pentru a face fundița de la această bentiță, voi folosi un acril într-o culoare contrastantă cu cea a bentiței și voi folosi acest mov, care este de aceeași grosime cu firul pe care îl folosesc la bază și, bineînțeles, îl voi lucra tot cu croșeta de 3,5. Dar să începem bentița. Vom începe cu bucla inițială. Pentru cine nu știe să facă bucla inițială, o să vă arăt cu pași înceți, voi da firul peste două degete până voi face o buclă, apoi prin interiorul buclei voi scoate firul în acest fel și prefer să fac această buclă în acest fel pentru că la urmă voi putea închide bucla inițială trăgând de firul scurt. Bun, am făcut bucla inițială, acum voi lucra 10 ochiuri de lanț. Acum vom începe să facem primul rând și pentru a începe rândul vom face încă un ochi de lanț suplimentar, în afară de cele 10, este practic cel de-al 11-lea ochi și vom începe să lucrăm în cel de-al 10-lea, cel pe care l-am făcut ultima dată înainte de a face acest ochi pentru a mă ridica. Și vom lucra jumătăți de picioruș, am luat jeteu, intru în cel de-al 10-lea, trag jeteu, acum am 3 bucle pe croșet și le voi închide pe toate 3 odată. Voi continua la fel și în următorul ochi iau jeteu, intru croșeta în cel de-al 9-lea, acum cele 3 bucle le voi închide împreună. Și voi continua așa până când ajung la capătul rândului. În total va trebui să am 10 jumătăți de picioruș pe rândul numărul 1. Acum că am terminat primul rând, vom începe rândul numărul 2 și de la rândul numărul 2 până la capătul bentiței, practic rândurile se vor repeta. Și voi face la începutul fiecărui rând, voi face un ochi de lanț pentru a mă ridica, mă întorc și voi lucra în toate cele 10 ochiuri pe care le-am făcut pe rândul numărul 1, voi lucra 10 jumătăți de picioruș. Este foarte simplu de realizat această bentiță, mai ales că nu se vor realiza niciun fel de înmulțiri, niciun fel de scăderi, se vor lucra doar 10 jumătăți de picioruș pe tot parcursul lucrului. Am terminat și rândul numărul 2. Aș vrea să vă atenționez să fiți un pic atente, pentru că acel ochi de lanț pe care noi îl facem în momentul când ne întoarcem poate să vă ducă puțin în eroare și să îl numărați ca fiind cel de-al 11-lea ochi. Acel ochi nu se lucrează, îl vom lucra doar pentru a ne putea întoarce. Acum vom începe. Un ochi în primul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Nu vom lucra în ochiul de lanț cu care ne întoarcem, pentru că astfel veți avea 11 piciorușe scurte. Acum, o să continui să fac 10 jumătăți de picioruș până când ajung la o lungime necesară pentru bentița mea de astăzi. Și lungimea aceasta diferă în funcție de vârsta copilului pe care ați vrea să o faceți. De exemplu, dacă vreți să faceți o bentiță pentru 0-3 luni, va trebui să aveți o lungime între 36 și 40 de centimetri și tot așa mai departe. Eu, de exemplu, prefer să las bentița un pic mai mică decât circumferința standard, pentru că bentița trebuie să fie un pic mai elastică, un pic mai mică pentru a putea fi elastică și în felul acesta, fiind un pic strânsă, nu foarte mult, va putea sta liniștită pe capul copilașului. Acum, eu o să lucrez în rânduri de câte 10 jumătăți de picioruș până când ajung la capăt, după care o să revin să continuăm. Eu am terminat de făcut toate rândurile necesare pentru bentița mea.
Am ajuns acum la ultimul rând, am tăiat deja firul, voi scoate bucla și acum cu capătul de fir care mi-a rămas, vedeți că eu l-am tăiat un picuț mai lung decât mi-era necesar, pentru că o să folosesc acest fir pentru a coase bentița. Iau acul meu pentru cusut lână, voi băga firul în ac și voi coase cele două părți între ele, aceasta și aceasta. Bun, acum că am cusut cele două părți, o să ascund firul între ochiurile anterioare și voi tăia firul. Și am închis și bentița. Vedeți, nu se vede foarte mult îmbinarea. Acum, vom trece să facem fundița, care este foarte, foarte simplu de realizat. O să lăsăm deoparte baza și o să începem să lucrăm fundița. Și la fel, vom începe cu bucla inițială. Iar la fundiță voi face cu două ochiuri de lanț mai mult decât am făcut la bentiță, pentru că aș vrea ca fundița să fie un picuț mai mare decât lățimea bentiței. De aceea voi face 12 ochiuri de lanț. Am făcut 12 ochiuri de lanț. La fel, voi face un ochi de lanț pentru a mă întoarce și voi lucra în cel de-al 12-lea ochi o jumătate de picioruș. Continui și voi lucra pe tot parcursul rândului câte o jumătate de picioruș până când ajung la capăt, iar la capăt va trebui să am un total de 12 jumătăți. Până acum că am terminat rândul numărul 1, tot ceea ce am de făcut este să repet ce am făcut la bendiță, adică să fac un ochi de lanț, mă întorc și voi lucra alte 12 jumătăți de picioruș. Și voi repeta acest pas pentru 15 rânduri. Eu am terminat de făcut cele 15 rânduri, acum voi tăia firul și voi trage bucla. Iar acum vom construi fundița. Eu îmi pun în ac un capăt, un fir de aceeași culoare cu care am făcut fundița. Și pentru început voi da fundița în două. Acesta este mijlocul unde vom lucra. Vom da o dată în două și apoi încă o dată în două. Odată obținută forma fundiței, o vom bloca cu acul și cu ața pentru a fi cât mai sigure că nu se va desface după ce o vom coase pe bentiță. Bun, acum că am blocat fundița bine, voi lua bentița, voi căuta punctul în care am unit-o, aici, și voi pune fundița fix în mijloc. Acum o să cos cu puncte mici și cât mai discrete această fundiță cu mijlocul de bentiță. Bun, acum că am prins mijlocul, putem să prindem fundița și aici în laterale. Acum voi intra înapoi în bentiță, dar nu intru și în fundiță și mă mut cu firul prin ochiurile fundiței până în capătul celălalt. Puteți să coaseți marginea fundiței și de tot de bentiță dacă vă place. Eu prefer să las loc aici. Iar în acest punct, la fel, cu câteva împunzături de ac foarte discrete, voi prinde și cealaltă parte a fundiței de bentiță. Prin aceeași metodă mă mut și în partea cealaltă și prind și celelalte două capete și voi ascunde, bineînțeles, și aceste capete în loc. Bun, am terminat de cusut și colțurile fundiței, am ascuns firele în lucru și bentița noastră este gata.
Cam așa arată, sper să vă placă. Acum o să vă arăt și în interior, că punctele în care am prins fundița nu sunt foarte vizibile. Pe mine chiar nu mă deranjează aceste puncte de mov pe interior, oricum nu o să se vadă și nici nu sunt atât de deranjante pentru copil. Și bentița este gata. Este foarte ușor de realizat. Acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Până data viitoare, vă urez să fiți creative și v-am pupat! La revedere!